Un copil în vârstă de 8 ani din Orăștie a fost acroșat de o mașină condusă de un tânăr de 19 ani din comuna Romos. Minorul se deplasa pe o bicicletă în momentul în care a avut loc impactul pe o stradă din Orăștie. Din fericire, starea copilului a fost una stabilă. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea minorului, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Din cercetările efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un minor în vârstă de 8 ani din municipiul Orăștie se deplasa pe o bicicletă pe strada Digului și nu a respectat semnificația indicatorului rutier de oprire, pătrunzând cu bicicleta în strada Plantelor, acolo unde a intrat în coliziune cu autoturismul condus de un tânăr în vârstă de 19 ani din comuna Beriu. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ușoară a minorului, iar în cauză polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.